Astăzi, elevii școlii gimnaziale Malovăță au făcut un gest admirabil pentru natură, plantând zeci de pomi fructiferi în grădina școlii, de ale căror roade se vor bucura generații întregi, activitate organizată în cadrul programului pentru școli al României. Totodată, elevii au fost sprijiniți de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, cei ai Consiliului Județean Mehedinți, dar și de Ion Michescu, primarul comunei Malovăț. În cadrul programului pentru școli al României a fost inițiată o activitate de grădinărit care a constat în plantarea de pomi fructiferi în grădina școlii. Pe lângă distribuția diverselor produse alimentare, acest program presupune și anumite măsuri educative prin care elevii să deprindă cât mai multe cunoștințe în diferite domenii. Așadar, astăzi, elevii de la școala gimnazială Malovăț au învățat despre importanța fructelor proaspete în alimentația lor și importanța plantării pomilor pentru mediul înconjurător, chiar prin practicarea acestei activități. La eveniment a fost prezent și Ionică Negru, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, care a subliniat importanța acestui program pentru sănătatea elevilor, dar mai ales a acestei ramuri de ecologizare. Consiliul Județean Mehedinți a fost mereu alături de Inspectoratul Școlar Județean în cadrul tuturor activităților organizate, elevii școlii gimnaziale Malovăț fiind premiați cu fructe proaspete. De asemenea, Consiliul Județean Mehedinți a venit în sprijinul elevilor cu uneltele necesare pentru plantarea de pomi fructiferi, care au fost asigurați la rândul lor tot de autoritățile județene. Astăzi am fost prezenți alături de elevii școlii de la Malovăț, alături de inspectorul șef de la ISJ, pentru o activitate care pot să vă spun că ne-a declanșat la toți un sentiment că trebuie să contribuim fiecare cu câte ceva. Este vorba despre, după cum știți și dumneavoastră, programul în școli la nivel național. Acest program, Laptele, Cornuri și cu Fructele, are adiacent și niște măsuri educative. Aceste măsuri educative, una dintre ele ar fi această activitate de a planta pomi fructiferi. Și asta se face cu ajutorul elevilor. De la nivelul Consiliului Județean, noi am asigurat acești pomi fructiferi, am asigurat uneltele cu care am putut face această activitate și vreau să vă spun că a fost o satisfacție pentru noi să vedem copiii bucuroși și interesați de faptul că la ei în curte se plantează niște pomi. Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, Alin Tomoescu, a subliniat importanța acestui program pentru elevii din școlile din județul Mehedinți și a fost bucuros să vadă că aceștia au fost implicați în această activitate. Programul României pentru școli, cunoscut popular sub numele de Cornuri și Laptele, este însoțit de măsuri educative. Adică școlile își pot face proiecte, aici, de exemplu, avem o plantație de pomi fructiferi, pot să facă excursii la fabrici de procesare a laptelui, a fructelor, chiar sunt foarte, foarte binevenite. Anul acesta am insistat foarte mult ca școlile să facă proiecte și față de anul trecut, când am avut doar două proiecte, acum avem 36 de proiecte. Sunt proiecte cu impact mare asupra copiilor. Sunt proiecte care plac copiilor. De exemplu, școala generală numărul 6 are excursie în care participă 300 de copii, Paulian 200 de copii. Și sunt foarte bine finanțate de către Consiliul Județean Mehedinți. Primarul comunei Malovăț, Ion Michescu, susține activitățile de acest fel, despre care spune că ajută elevii să învețe să fie prietenoși cu mediul înconjurător, dar care totodată îi face conștienți de importanța fructelor și legumelor proaspete în alimentația zilnică. Se desfășoară o acțiune demarată de Consiliul Județean, o acțiune educativă, spunem noi, pentru copiii școlii generale din comuna Malovăț. Lucrul acesta este benefic, este binevenit. Eu spun că aceste acțiuni trebuiau făcute mult mai multe decât această acțiune pentru a învăța copiii să păstreze un mediu curat, să planteze un pom, să aibă grijă de pom, să îngrijească pomii până ajung la maturitate ca să folosim și roadele acestei munci pe care o fac acești copii. De fiecare dată când aceste acțiuni au fost demarate, indiferent de cine, de Consiliul Județean, de Inspectoratul Școlar, de Școala Gimnazială Malovăț sau de primărie, am încercat să aducem copiii, să-i prindem în acțiunea acestea pentru ei, pentru viitorul lor să fie puțin mai ordonat și mai bine organizați.
Reprezentanții unității de învățământ sunt extrem de încântați că se realizează astfel de activități prin intermediul acestui program, prin care copiii conștientizează importanța fructelor și legumelor proaspete în alimentația zilnică. Prin activitatea de astăzi, elevii au învățat că baza unui stil de viață sănătos este o alimentație bogată în fructe și legume pe care și le pot asigura chiar ei. Este o activitate cu adevărat deosebită, pentru că pun în valoare tot ceea ce ne oferă natura. Noi avem foarte multe proiecte legate de ecologizare, de plantare de pomi, de alimentație sănătoasă. Chiar ieri am avut, de exemplu, salată de fructe, toată școala a realizat așa ceva. Și pentru că aceste fructe să existe și în următorii ani, am inițiat o activitate de plantare de pomi pe aceste măsuri educative legate de corn și lapte și am implicat elevii școlii noastre de la clasele 5-8. Vedeți că muncesc, că sunt cu toții implicați, avem și sprijin din partea primăriei, din partea inspectoratului, din partea Consiliului Județean am primit și fructe ca să și materializăm acest lucru. Proiectul este făcut special pentru măsurile educative corn-lapte și ați primit cadou pentru că azi v-ați implicat câte 8 fructe, să zic așa, câte o banană, câte o portocală, plăcere. Elevii declară că s-au simțit foarte bine participând la această activitate, mai ales că pentru unii dintre aceștia a fost pentru prima dată când au plantat un pom. Cum ți s-a părut activitatea de astăzi? Activitatea de astăzi a fost legată de viață, de natură și pentru mine a fost atât dificilă cât și plăcută, din punctul meu de vedere, pentru că am avut parte de o nouă experiență în viață, cum spune și proverbul, nu ești om dacă nu plantezi un pom. Și așa sper că în câțiva ani să vin din nou aici și să-i revăd înmulțindu-se și îmbogățindu-și coroanele falnice. Iulia Bobiț, eleva din imaginile anterioare, este o elevă conștiincioasă care are rezultate deosebite la învățătură. La doar 14 ani, aceasta este pasionată de poezie și se poate lăuda cu locul al treilea la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească. Mai mult decât atât, aceasta ne-a prezentat una dintre operele sale, a cărei teme a fost chiar natura. În zarea înverzită se întind nemăsurate pârtii de flori, natura fiind aidoma unui grandios spectacol de culori. Freamătă melancolic, codru și întreaga câmpie, domnim peretutindeni numai armonie. Izvoare cu ape cristaline, cu duiosul lor glas șoptesc, în zare lăsându-se la tot pasul un peisaj pitoresc. Pe lângă faptul că au învățat în cadrul activităților de acest gen importanța aderării la o alimentație sănătoasă, aceștia au învățat să planteze un pom de roadele căruia se vor bucura în viitor. Ce se pare activitatea de astăzi? Frumoasă! Ai mai plantat până acum vreun pom? Nu. Și cum ți s-a părut această experiență? Distractiv. Ați și toți v-ați distrat aici afară? Da. Ți s-a părut activitatea de astăzi? Foarte interesantă. Este pentru prima dată când plantezi un pom? Da. Și să înțeleg că după o perioadă o să vă și uitați, o să aveți grijă de el. Da. Ce o să faceți mai exact? O să-i dăm și o să avem multe grijă de ei. Deci o să-i îngrijiți. Da. Cum ți s-a părut și activitatea de astăzi? Mi s-a părut una chiar foarte frumoasă și îmi place. A fost pentru prima dată când ai plantat un pom? Da. Astfel, la sfârșitul activității, elevii s-au bucurat de ceea ce au realizat, fiind chiar răsplătiți cu fructe proaspete și încurajați să le includă în permanență în alimentație. Această activitate a fost posibilă datorită unei bune colaborări dintre Inspectoratul Școlar Județean și Consiliul Județean Mehedinți, dar și datorită primarului Comunei Malovăț, Ion Michescu, care se implică activ în viața comunității.